un video pe rapid și am zis totul să vă arăt și în variantă normală ce am pregătit aici. Sunt niște cartofi dulci făcuți cu accesoriul spiralizator de la Philips, pe care l-am postat de foarte multe ori și aici în stories și în alte rețete de pe blog. Este o rețetă care Alexei îi place foarte mult. Practic, folosesc, am să vă arăt exact cum se face. Folosesc acest accesoriu pe care îl montez pe recipient. Poziționez cartoful aici și acum cu viteză cam atât durează să pregătești nudări și de cartof dulce. Ups. O să-i adaug și pe aceștia în tavă. Peste ei am adăugat ulei de măsline, sare și voi mai presăra fulgi de drojdie inactivă. Fulgi de drojdie inactivă sunt foarte folosiți în bucătăria vegană, vegetariană, whatever. Sunt făcuți să înlocuiască cumva partea de brânzeturi. Pentru brânză vegană se folosesc pentru tot felul de rețete. Mie îmi place să-i adaug și peste acești nudeli. Dau o aromă foarte bună. Și am să mai folosesc usturoi granulat. Iar acum bag tava la cuptor pentru aproximativ 30 de minute la 200 de grade. De fapt, nu, s-ar putea mai puțin. O să văd pe măsură ce trece timpul. Ideea este că din când în când trebuie amestecat în tavă. Probabil o parte dintre ei o vor lua mai repede din loc, depinde și ce program folosiți la cuptor. Eu am să bag tava la cuptor și cina este gata. Cina Alexei este gata. Dacă vă plac cartofii dulci sau pur și simplu dacă vreți să încercați și alte rețete cu cartofii dulci, poate rețetele încercate până acum nu v-au atras atât de mult, eu pot să vă garantez că aceasta este o rețetă ușor inedită, pentru că vorbim de niște noodle și iar ei pot fi folosiți ulterior și în altfel de combinații. Mie, de exemplu, îmi plac foarte mult la micul dejun. Fac un nou fiert și îl așez alături. Dacă am un avocado, cu atât mai bine, îl așez și pe acesta acolo. E adevărat că în perioada asta nu avem chiar atât de multe ingrediente în casă, dar ne folosim de ceea ce mai avem și încerc de la o zi la alta cât de cât măcar o masă să fie diferită față de ce am gătit și să încercăm totuși să ne bucurăm de farfurii cât mai colorate și de mesele pe care obișnuiam să le luăm și înainte, chiar dacă acum ieșim mult mai rar din casă, spre deloc, și ne mulțumim cu alimentele pe care le găsim prin anumite aplicații și pe anumite magazine online. Sunt foarte curioasă cine a mai încercat rețeta asta, dacă ați mai încercat-o. Și dacă ați mai încercat-o, cum ați mai integrat nudări și de cartofi dulce în farfuriile voastre?